Spectacolul Un playboy de peste deal, în regia Antonelei Cornici, cel are în rolul principal pe actorul Cătălin Ștefan Mândru, a avut premiera duminică pe 25 iunie de la ora 19 la Teatrul Municipal Matei Vișniec Suceava. Distribuția include 6 actori ai trupei sucevene și 4 actori colaboratori: Cătălin Ștefan Mândru, Cosmin Panaite, Delu Lucaci, Cristina Florea, Diana Lazar, Clara Popadiuc, Alexandru Marin, Ionuț Cornilă, Horia Andrei Butnaru, Dumitru Năstrușnicu. Un playboy de peste deal este povestea unui tânăr plecat de acasă, a cărui ispravă, pe care o trâmbițează tuturor, este că și-ar fi omorât tatăl. Există un tâlc în povestea asta, atâta vreme cât sătenii din Belliford preferă mai degrabă să se bucure de năstrușnica întâmplare demnă de un adevărat erou, decât să condamne fapta imorală și reprobabilă. Ba mai mult, o asemenea grozăvie pare că poate stârni trăiri romantice. Cum spune și textul, Belliford e un sat mic din Irlanda, așezat între dealuri și văi, cu păduri fantomatice, cu stânci misterioase sculptate de vânturi și ploi, cu case puține, micuțe, viu colorate, un loc pe care nu-l vei găsi niciodată pentru că aici s-a oprit cerul. Belliford e un ținut magic, nopțile sunt reci și pline de stele, pădurea se face neagră sau purpurie, șoptește și cântă. Belliford e un ținut al elfilor. Oamenii de aici sunt veseli, beau multă bere bună, iubesc și râd cu tot sufletul. Una peste alta, spectacolul are muzică, dans și costume de poveste, a stârnit ropote de aplauze și a ridicat în picioare publicul prezent la premieră. O nouă reprezentație a spectacolului Un playboy de peste deal a fost programată pentru luni, tot de la ora 19.